Joi, ziua lui Jupiter Ziua de joi îi corespunde în mod simbolic uriașei planete Jupiter, cea mai mare din sistemul nostru solar, care este frumoasă, lentă și grandioasă, calități ce au fost interpretate din perspectiva zeităților asociate planetei ca temei umane ale abundenței, judecății drepte și înțelepciunii. Adepții astrologiei s-au raportat mereu la energiile benefice și inspiratoare ale sferei planetare a lui Jupiter. În sanscrită, Jupiter este denumit ghid spiritual și învățător divin. El reprezintă legea divină a naturii noastre interioare, care este totodată legea evoluției creatoare și a realizării de sine. El este întruchiparea principiilor noastre de viață, lumina călăuzitoare a adevărului divin. Jupiter este planeta intelectului superior, a discernământului spiritual, care se înrădăcinează în principiile divine eterne și nu a mentalului care depinde de informație. El reprezintă spiritul divin imanent, care stabilește și susține legile naturii. În tradiția vedică, numele guvernatorului planetei Jupiter este Brihaspati, care înseamnă stăpân al vastității și al profunzimii cosmosului, ceea ce corespunde rolului său de domnitor al cerului noctur. El fiind cel mai strălucitor astru al nopții, Brihaspati este preotul și ghidul spiritual al zeilor. Care întruchipează forțele cosmice ale Lumii Divine. El este totodată primul și cel mai mare dintre înțelepții umanității, mari vizionari care sunt fii ai focului divin, care călăuzește spiritual umanitatea. El este stăpân al puterii creatoare universale și domnitor al ordinii rituale a cosmosului. Indra, regele zeilor, este guvernatorul superior al planetei Jupiter. În tocmai precum zeul roman Jupiter, el este stăpânul cerurilor, care deține puterea tunetului și a trăsnetului, armele divine ce înfrâng titanii și pedepsesc fără de legile. În acest aspect, Jupiter este planeta dreptății și a legii divine. Divinitatea supremă a planetei Jupiter este Brahma, creatorul, legislatorul divin și susținătorul, cel care a revelat omenirii cheile spirituale ale cunoașterii. Tradiția caldeană l-a asociat planetei Jupiter pe zeul suprem Enlil, iar babilonienii pe Marduk. Asemeni multor alte zeități, Enlil a fost zeul vegetației, dar în același timp și zeu al aerului și al munților. Jupiter era zeitatea supremă la romani. El guverna trăsnetul și fulgerul, precum și toate fenomenele meteorologice. Multe dintre templele foarte vechi se găsesc amplasate în locuri foarte înalte pe dealuri și pe vârfurile munților. Stejarii, cei mai înalți copaci și cei mai predispuși să fie loviți de fulgeri se află sub protecția sa. În timp ce aceste asocieri cu aerul și cu cerul fac ca Jupiter să aibă câteva puncte comune cu Bel, tot ele fac ca Jupiter să fie practic una cu Zeus. În tradiția grecească, Zeus, care urmează la conducerea zeilor după Uranus și Cronos, simbolizează domnia spiritului. El este organizatorul lumii exterioare și interioare. De el depinde respectarea legilor divine, din care derivă prin analogie legile fizice, sociale și morale. El este arhetipul conducătorului al regelui. După Homer, el este zeu al luminii, suveranul, tatăl zeilor și al oamenilor. După Hesiod, el este cel care guvernează toate manifestările cerului. Imnul către Zeus al lui Cleante exprimă cunoașterea profundă a simbolismului spiritual și credința în Dumnezeu așa cum era el perceput în vechime. Slavă ție, o cel mai glorios dintre nemuritori, tu, care ești numit cu atâtea nume diferite, Zeus veșnic a tot puternicule, o tu care conduci prin lege toate lucrurile. Tu ești pretutinde în stăpânul suprem al universului întreg, astfel încât pe pământ nu se petrece nimic fără de tine, nimic în cerul eterat și divin, nimic în mare. Doar tu știi să dai măsură celor ce sunt excesive, să impui o rânduială celor ce sunt în desordine și să-ți faci prietene lucrurile dușmane ție. Tor, cum era cunoscut la început, era zeul norvegian al cerului și al trăsnetului. Legendele locale spun despre acesta că era plin de bunăvoință față de oameni. Tor era zeul protector al marinarilor, agricultorilor și al celor care aveau alte ocupații ce depindeau de vreme. Puterea și fulgerul lui Thor erau asociate cu fierăria care, în panteonul nordic, simbolizează puterea alianțelor. Simbol al puterii folosite cu înțelepciune, ciocanul său era atât o unealtă cât și o armă magică, generatoare de fulgere pe care acesta o folosea în lupta cu giganții, dar și pentru a sparge norii sau pentru a elibera ploaia cea regeneratoare. Ciocanul lui Tor constituia totodată un simbol al regenerării și al fertilității. Însoțitorii săi de nădejde, Hugin, gândul și Munin, memoria, simbolizează accesul său la cunoașterea trecutului și a viitorului. Datorită bunăvoinței sale, Tor poate fi considerat echivalentul lui Jupiter, care prin celălalt nume al său, Jove, exprimă chiar această calitate de jovialitate, voiușie, veselie, bună dispoziție. Zeii asociați planetei Jupiter sunt văzuți în modul general ca fiind plini de bunăvoință, generoși și benefici. Binele comunității aflându-se printre primele lor preocupări. Ziua lui Jupiter este considerată favorabilă pentru acțiuni ce visează evoluția spirituală, expansiunea lăuntrică, lărgirea propriilor noastre orizonturi studiul unei limbi străine sau preocupări pentru aspecte legate de lege și justiție, precum și pentru îndeletniciri practice, cum ar fi acumularea de bunuri materiale, în special prin dezvoltarea proiectelor deja existente. Preocupările comunitare Munca pentru comunitate sau sărbătorile comunității sunt de asemenea legate de ziua de joi. Din moment ce Jupiter, planeta guvernatoare a acestei zile, este numit prin excelență Marele Benefic, această zi este favorabilă pentru luarea unor decizii înțelepte și inspirate sau pentru materializarea celor mai înalte idealuri ale noastre. Ziua de joi este asociată în mod tradițional cu abundența, asumarea, credințele beneficiul, sinceritatea, imparțialitatea, buna dispoziție, încrederea, pacea lăuntrică, elaborarea, încurajarea, generozitatea, norocul, optimismul, franchețea, filozofia, succesul, înțelegerea și înțelepciunea. Dacă în această zi vom ține post negru doar cu apă, ne vom amplifica discernământul, rezonanța cu adevărul, precum și capacitatea de a înțelege legile manifestării. Numărul asociat planetei Jupiter este 5. Elemente subtile, aer și foc. Calități. Clar, calm, activ, lent, expansiv. Creativ și sensitiv Zeițe corespondente planetei Jupiter Hera la greci Iuno la romani Temis la greci Zei corespondenți ai planetei Jupiter Indra, Ganesha, Brahma la hinduși Bel la babilonieni Jupiter la romani Lir la englezi Marduc la babilonieni și asirieni, Tor la norvegieni și Zeus la greci. În panteonul religios greco-roman, Zeul Jupiter nu era atât ființa divină care guverna planeta Jupiter, cât mai degrabă stăpânul cerurilor și regele seilor, o divinitate majoră pentru care Jupiter. Cel mai strălucitor astru pe timpul nopții era doar contrapartea planetară. Aceste divinități planetare, specifice, au o natură, în primul rând, astrologică. Chiar dacă este greu, Poate chiar imposibil de precizat momentul istoric în care adepții unei tradiții au pus accentul pe aspectul planetar al simbolismului unei anumite ființe zeiești, este clar că există o conexiune organică între astrologie și venerarea ființelor zeiești în toate formele lor.